da var ki sizinle de görüşmüştük. Problema este că stând și programând, ajungi să-ți constrângi gândirea să gândească în tiparele limbajului de programare. Adică ajungi să gândești numai matematic, numai logic și cumva destul de restrâns, o gândire destul de restrânsă. Gândirea omului este mult mai amplă. Am avut în ultima tabără studențească a venit domnul Adrian Lemeni, un vechi ascolist și el a fost coleg de generație cu părintele Justin și cu mine la ascol, Timișoara. Și a ținut o conferință în ultima tabără și zicea despre gândirea de tip discursiv bazată pe argumente, că este cea mai de jos stare a minții. Adică mintea se manifestă în gândirea aceasta de tip discursiv, dar nu doar în aceasta. Este și inteligența emoțională, este și intuiția, este și viziunea. Deci sunt alte stări ale minții mult superioare acelei stări de analiză discursivă, de analiză argumentativă, creată pe logică matematică. Deci riscul este să te limitezi la raționalism. Ori este foarte important să înveți să simți din nou. Să simți viața. Să simți evenimentele. Să simți oamenii. Adică să nu despici doar cu rațiunea, cu gândirea. Adică nu doar să calculezi viața, să calculezi oamenii. Să calculezi comunicarea, să totul să reduci mai la rațiune. La rațiune. Este o capcană a sărăciei. Este o penurie maximă a minții, aceea de a fi prizonieră exclusivă a gândirii acestea de tip raționalist discursiv. Oamenii înainte vorbeau mult mai simplu. Uitați-vă la muzica populară autentică, la folclor autentic. Păi nu spun nu știu ce filozofie acolo. Sunt lucruri foarte simpliste. Am zice noi. Deci oamenii între nu vorbeau mult și complicat. Dar trăiau. Adică trăiau ei când comunicau, înțelegeau și exprimau mult mai mult decât exprimau cuvintele lor. Astăzi se vorbește foarte mult și nu se mai comunică nimic. Nu se mai transmite nimic, pentru că omul nu mai este prezent în cuvintele lui. Cuvintele lui a devenit o unealtă, omul a învățat să mintă. În momentul în care minți, tu nu mai ești prezent în cuvintele tale cu toată ființa. Oamenii te vorbeau puțin și simplu. Dar trăiau și simțeau mult mai mult decât ceea ce spuneau sau ceea ce ni se spunea. Cuvintele erau simple, dar cu o paletă de înțelesuri mult mai amplă și mai largă. Omul țăran, de exemplu, când cânta, păi el cânta pentru că nu putea să nu cânte. Adică, dacă ajungea să cânte, cânta pentru că sufletul lui simțea nevoia să se reverse. Și cuvintele erau prea puțin. Și aceea se reversa sufletul în cântare. Și cântarea exprima toată starea lui sufletească.
Da, și atunci asta zic că asta este capcana aceasta tehnologiei, e că sărăcește prezența omului în viață. Faptul că te reduce numai la raționament, numai la gândire, la gândirea aceasta la calcul. Este foarte sărac. Nu e multe de spus, dacă e asta numai asta. Care e soluția ca să echilibrăm? Cum se poate simți realitatea? Mai bine decât. Mai bine. Aici, că vă ziceam despre această dialectică și de această absență omului din cuvintele lui. Că a fost să-mi dată întrebarea cum să facă numai o rugăciune mecanică. Dacă omul nu mai este prezent în cuvintele lui. Și cuvintele lui, cum ziceam, de multe ori minte, cuvintele au devenit un instrument. Au devenit de multe ori o armă. Multe ori folosim cuvântul ca un ciomac, să rănim pe ceva, să facem să sufere, să... sau ca un instrument, să obținem ceva, să mințim, să ne ascundem, ne ascundem după cuvinte, spunem ceva, ne gândim altceva și așa mai departe. Evident că când mergem în fața lui Dumnezeu, se întâmplă același lucru. Pentru că tu te-ai despărțit de cuvântul tău. Tu nu mai ești una cu cuvântul tău, nu mai ești om de cuvânt. Adică nu te mai identifici cu cuvântul tău, nu mai ești pătruns. Atunci, noi trebuie să propunem nu să vorbim, ci să comunicăm. Trebuie să facem acest efort de a ne deschide, de a ieși din mintea noastră, de a ieși din creierul nostru. Să nu mai fim prizonieri acolo în creier, să mai stăm tot în creier. Mai și obosești tot calculând, tot traducând, tot. Trebuie și, nu știu cum, nu știu ce, cum să zic, cum pot să zic, ce tehnică este să trăiești. Trăiești, pur și simplu, să înveți să simți. Și mai ești în natură, mai încearcă să-ți muți atenția dinspre minte, spre inimă. Și aici ajută foarte mult și rugăciunea lui Iisus. Vorbeam de rugăciune. Este o rugăciune și trebuie să se mute atenția dinspre minte, spre inimă. Să, adică, cumva, de multe ori când gândim, parcă simțim că gândirea se desfășoară în cap. Deci, parcă, dacă stai să-ți închipui, cam acolo localizezi gândirea, în cap. Și tu nu trebuie să ne mutăm, efectiv, să ne mutăm atenția către inimă. Aici ajută foarte mult și rugăciunea și contemplația. Să mergi să stai. Să mergi să stai să privești natura. Să stai să te uiți cum trec norii pe cer. Și cum se derulează norii pe cer. Să vezi ce spune albastru cerul, ce spune iarba acolo în lumină. Trebuie să începem să devenim din nou sensibili la frumos. Pentru că frumosul asta face, ne sensibilizează. Dar într-o gândire de tip utilitarist, de gândire de tip pragmatic, centrat pe eficiență, nu mai are loc frumusețea. Nu mai are loc frumosul. Atunci să ne întoarcem, să căutăm din nou, să căutăm din nou să percepem frumosul. Și nu începând de la frumosul natural, cum e natura, să mergem în natură, să... Da, când mergi în natură și ajungi la un râu care curge, pe acolo nu ai ce să calculezi. Cum curge, care e debitul, cum e asta, cum se freacă apa de pietre. Poate să stai să contempli, să asculți, să te lași pătrunzi. Cumva să ieși din creier.
pregătit, să încep să, după aceea, în fața omului, să nu mai privești om prin prisma, prin lentilele patimilor. Să vezi ce este frumos în caracterul lui, ce este frumos în virtutea lui, în sufletul lui. Nu doar la trup, doar la... așa să te uiți, doar la frumusețea exterioară. Să vezi ce calități are. Deci, cumva, căutarea frumosului, cum zicea țăranul, că așa zicea țăranul înainte. Că n-avea gândire utilitaristă. Nu zicea că e bine, că nu-i bine. Zicea că e frumos sau că nu-i frumos. Deci el era centrat pe frumos. Ce e frumos, ce nu-i frumos. Ce e frumos în comportament, ce e frumos în morală, ce e frumos în cuvânt, în faptă, în virtute, în asta, în muncă. Asta era. Deci să ne întoarcem nou către frumos. Și așa, întorcându-ne către frumos, ieșim din robia gândirii utilitariste și eficiente. Să știți că cel mai mult la filmul ăsta a trebuit Dumnezeu. Deci, meritul lui Dumnezeu. Când a făcut și natura, El ne-a luminat și pe noi și ne-a dat gândurile bune și așa mai departe. Deci, da, deci noi am gândit filmul acesta ca un autoportret metaforic al nostru, nu ca o monografie descriptivă. Adică, ca un film de prezentare, dar cum poți să prezinți un om? Că e o taină. Deci, un om nu poți să-l prezinți științific. Că e format din celule, că e format din ăsta. Atunci, celălalt limbaj, cel mai adecvat limbaj de a exprima taina, este poezia. Este limbajul poetic, care există poezie în cuvânt, există poezie în muzică, există poezie în imagine. Deci este cel mai adecvat limbaj pentru a exprima o taină. Deci așa a fost gândul. Și așa ne-a rugat Dumnezeu să ne lumineze, ca să fie ca un autoportret al mănăstirii, dar nu descriptiv, ci așa, să-ți, mai degrabă să-ți transmită ceva decât să te facă să înțelegi ceva. Era către sfârșitul filmului și era cumva însuțit de o frază în care zicea că omul tradițional, și era imaginea aceea cu țăranii aceia, era, între cele era orientat spre a fi și se îmbogățea în ființă, pe când omul contemporan este orientat spre a avea. Și zicea continuare în film că înlocuind ființarea cu posesiunea,
Ceea ce se pierde în mod esențial este bucuria vieții. Bucuria și profunzimea vieții. Atunci când se referă la aceasta, la a avea, atunci apărea imaginea cu apusul de soare. Cumva care este frumos, cumva, dar de multe ori este o chestiune așa, zicem, o frumusețe de tip exterior. Deci cumva o avea în sensul de bogăție exterioară, de opulență și frumusețe exterioară. Da. Deci așa părea în film imaginea aceea. Părintele, puteți spune o întrebare dumneavoastră la care noi să ne gândim și să ne întrebăm la urmă? Eu nu sunt învățat să îmi rogesc pe mine. Întrebări. Să vă dăm ascultare, adică. Nu, nici măcar. Mulțumesc, nu aveți la ce rezolvați ascultare. Asta venit să am venit toate chemați și am venit pentru că ați venit. Sunt dintre voi care vin la mănăstire, nu niciodată nu ne deplasăm în abstract. Întâlnirea nu mergem, ci întoarcem sau ce sau răspundem. Nu avem inițiativa, ci răspundem celor care au avut inițiativa așa. Și de la voi, și din altă parte, și din Canada, și din New York, mai vin la noi, la mănăstire, și așa ne-am hotărât să întoarcem și așa împreună cu sau Pastorul Dumnezeu să vă ajutăm să vă întemeiați în ceea ce sunteți. Și să deveniți conștienți de faptul că voi sunteți niște ambasadori atât a unei culturi sau unei civilizații care este pătrunsă de Dumnezeu în cele mai mici amănunte, cât și a unei credințe. Cumva tot acest potențial zace latent în fiecare dintre noi. Și trebuie să-l scoatem din starea de adormire, din starea de latent și să-l activăm. Fiecare dintre noi este mult mai mult decât manifestă, dar este foarte mult potențial inactiv. Și de multe ori nici nu avem curajul să gândim că putem să fim mai mulți, mai mult decât suntem, că putem să manifestăm mai mult. Deci cumva de multe ori ne blocăm singuri în a ne manifesta. Nu trebuie să fim deloc nici inhibați, nici complexați. Deci avem ce oferi. Și așa, și nu oferim noi. Că, de fapt, ceea ce trebuie să avem e să avem acea smerenie de a accepta că Dumnezeu lucrează prin noi, spre binele celorlalți. Și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi și noi doar să ne curățim. Ca să poată Dumnezeu lucra mai bine prin noi, la binele celorlalți. Dumnezeu poate. Și tocmai asta este dovada măreției Lui și a puterii Lui, că poate să creeze o operă de artă și Obidinea. Știți? Obidinea așa e ruptă și faișa mare. Dar totuși, dacă putem să-i oferăm Dumnezeu o pensulă mai de calitate, să o facem. Dar atunci, adică noi să ne curățim, să încercăm să îi dăm la Dumnezeu să ne îmbunătățim, așa, să investim, să ne ridicăm valoarea și prin citit, și prin cultură, și prin rugăciune, și prin asceză trupească, și prin lucrarea virtuților. Așa, prin toate să lucrăm ca să îi dăm la Dumnezeu o unealtă mult mai bună, mult mai performantă. Dumnezeu poate să lucreze cu orice unealtă. Asta este, dar totuși s-ar bucura și el dacă ar avea ceva mai bun la îndemână. Okay.
I've sat here for over 2 hours and not understood one word you said. But I want to tell you, I feel very blessed, in any case, to be in the company of the Icon of Christ and to hear the Icon of Christ speaking. Thank you. I'm not worth it. Părinte duhovnic, tot ce ați menționat că fiecare dintre noi există un har care nu e descoperit, poate un talent care nu este descoperit. Și aș dori ca în acest moment să facem și noi tineri pentru morți, în memoria Părintelui Teofil, cel care v-a deschis ochii către ortodoxie și v-a făcut să străluciți, să fiți ceea ce sunteți astăzi.